Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la weekendul horror care a devenit săptămâna horror. Ne jucăm Endo Parasitic, adică ai un parazit ce scrie aici, care ți-a rupt 3 membre, ai mai rămas doar cu mâna și trebuie să îți salvezi cercetarea. Habar n-am, ești un om de știință, nu știu care e treaba. Și trebuie să te cari prin coridoare și o să te împuști cu niște monștri și ai doar o mână. Adică e interesantă ideea jocului. Hai să vedem despre ce e vorba. L-am văzut de mai de mult timp. Bă, frate, câte frame-uri am. Uitați-vă în stânga, sus, acolo. Am 3400 de frame-uri, ok? Ochiul uman poate vedea doar 60. Hai să dăm pe normal și să vedem ce se întâmplă. Era o glumă, desigur, dacă nu v-ați prins. Approaching target. Ajungem la țintă. Am ieșit niște gifel cu gust de Knuckles. Bă! Paraziții! Nu aia care cântă muzică. Ce mă, dar de cine are sunet jocul? Știți pe Knuckles? Bă, cât sânge pierd, mă? Eu nici măcar nu știu, sunt om? Că dacă eram om, muream de mult. E puțin greu jocul, pentru că tu întinzi mâna, te tragi spre tine, dar trebuie să știi în ce direcție să te tragi. Ceea ce sună ușor, dar în realitate nu prea este. Am găsit ceva. O băutură, ia. Ce fac, mă? Dau cu un guent. Ah, dau cu fierul de călcat. Ah, ah. Ce are de face așa? Stai că primez notificări. A containment breach. Abandon așa immediately. Mamă, contaminare. Au plecat monștrii, sunt în libertate. Și în viața reală nu ai trăi, cred. Doar cu o mână și fără picioare. Decât dacă și-a cauterizat, sau cum se numește, rănile. A oprit sângerarea. Ok, și știu că o să găsim de niște arme, dar trebuie să apreciem omulețul acesta pentru că nu se dă bătut indiferent de ce se întâmplă. Cred că aici mor, nu? Parasite detected. Ah, credeam că e o bombă aia. Grab the syringe, scroll up to your inventory. Hopa, drag the syringe to parasite. Ăsta e creierul și ăsta e parazitul? Scroll down to close inventory. Inventory. Păi ce s-a întâmplat, mă? Parazitul ăla e mai departe de creier, cred. Deci nu numai că ne-a rupt mâinile, picioarele, dar avem un parazit în corp. When an object is highlighted, right click to interact. Deci click dreapta. În caz de urgență, medicamentele vor înceta progresul... Nu înceta, vor încetini progresul paraziților, dar nu îi vor omorâ. Deci trebuie să stăm non-stop cu medicamente după noi. Deci gândacul ăsta ajunge la creier și murim. Anumit echipament este stocat în containere cu încuietori simple ca să prevină subiecții să le deschidă. Deci avem parolă. Cred că e... Abar n-am ce s-a întâmplat. Păi și suntem... Gata, am luat vaccinul. Dar nu le injectăm, că suntem ok. Până acum, interesantă ideea. Nu vreau să vă mint. Stai să dau și astea la o parte. În caz de containment breach. Bă, ce înseamnă? Încălcarea izolării înseamnă. Deci în caz de încălcarea izolării, toate ieșirile vor fi astupate, oprite. Și trebuie să ieșim prin recepție pentru a fi scanați, ceva screening. Bun. Cred că trebuie să ne evacuăm asta, zice. Deci caracterul nostru e un om de știință, ceva. Și el analiza un virus, cred, care a fost eliberat. Wow, zici că e viața reală. Protocol de evacuare anulat. Întorceți-vă la stațiile de cercetare. Ce, mă? Ia uite, mă. Uei! Ok. O, dar sunt cel mai rapid om pe care l-ați văzut. Fii atent. Uite-ți la mine. Șoai, mă. Cred că mi-ar fi frică mie de mine. La...
Ioane, băgă muzică! Bă, mor! De ce am scuipat sânge? What, sângere? Sau mă atacă ceva? Am găsit o femeie întinsă pe jos. Iubita, te mângâi pe creștet. Iubita, ești bine? O pâlpâim așa pe cap. Autor: parazitologist. Se traduce cuvântul ăsta parazitologist. Parazitolog. Ok. Nautilus sample received. Beginning preliminary așa. Sample has been sequestered. Nu știu ce înseamnă. Un kilometru de la facilitatea principală pentru siguranță. Toate cercetările vor fi făcute cu drone de la distanță. Mă, ceva se întâmplă aici. Deci ăștia lucrează de la distanță. Le e frică, efectiv. Deci eu am deschis ceva. Aici am deschis. A, nu, am deschis ușa asta. Ok. Ok. Mă, cred că îl las ăsta, nu o să se apropie, că degeaba îi dau cu siringa acum. Ce se întâmplă, mă? Ok, deschidem uși. Game saved. Cred că urmează ceva urât, înseamnă. Wow, 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 v-am zis că urmează ceva urât. Bă, paraziții! Plecați de aici, că e un crab. Bine, partea bună e că ăștia nu pot merge atât de repede ca mine. Cristi viteză, mi se zice mie. A, uite un pistol, de aici începe jocul. Pistolaina. Gata, mă, le vaccinăm. Gata, băieți. Bun, stai un pic, văzusem pistolul ăla, dar am uitat unde deja. Bine, mă! Stai puțin. E ciudat cum e toată harta ascunsă. Deja mor. Mamă, m-a cocoșat. Stai, mă, că era pistolul ăla sus acolo. Te rog, ajută-mă. Au, e ăsta de pe jos. Gata, te ajut. Uite, îți dau cu fundul în față. Ok. Nu, că sunt regele acum. Fiți atenți la mine. Not enough space. Cum trag cu arma, e întrebarea. Right click on gun to equip. Unde e arma? Ai, dau așa. Scroll up to open inventory. Încarcă, bă, omul meu, că mor. What the f... Glumești cu mine, X-Ladere. Adică efectiv mor și eu stau să încarc gloanțe. Mă, ce se întâmplă? Da? Deci, right click, aici, drag bullets into empty slots. Bă, frate, ce urât încarci. Ok. Right click to put gun back on body. Mă, e cam urât pentru că tu iei arma doar de aici, o pui doar aici, știi? Ești a murit? Mamă, câte hituri trebuie să dai. Ce-ai, mă, că... What, e full și nu pot să trag. Ce, mă? Bun, hai să coborâm jos. De ce mai tu cobori sus? Ah, ce inteligent sunt eu.
Care este și se îndoar clasa a treia, să știi. Bun. Poți să mai iau paraziți de ăștia? Aia e întrebarea. Cam, de ce am eu două? Right, left click to shoot. Right click on the body to put gun back. Aaa, trebuie să arunc glonțele, sau? Da, mă, da. Trebuie înlocuite gloanțele, ești proști? Mamă. Da, mă, asta trebuia să fac. Mamă, o să fie greuț. Păi și eu cum îmi dau seama care gloanțe sunt folosite? Astea goale? Cred că da. Oh, snap, și nici nu avem gloanțe multe. What? Nu pot să trec de el. Hopa. Bun, deci noi trebuie să analizăm harta. Pentru că trebuie să știm exact la gloanțe cum să facem, știi? Și de asemenea, eu trebuie să devin foarte rapid cu încărcatul gloanțelor. Da, gen aruncă. Bum, 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 bum. Nu intră pe gaură, ok. Ia toate gloanțele alea, pune la loc. Trag cu spatele, ești nebun. Da, după aia, bum, 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 bum. Încărcăm la loc, mă, e migălos jocul. Da, ia celelalte gloanțe. O să deschidem ușa aici. Perfect. Mă uit pe calculator, ce transcript, loose. Cercetarea, aia de la cercetare ne cer un meeting. În legătură cu pravii. What? Am programat pentru mâine. N-am timp pentru mâine. Nu lăsa asta să se întâmple iar. Îmi pare rău, domnule. Vă voi recontacta. Ce naiba îmi zice mie ăsta? Credeam că zice și mie ceva interesant. Bun, gloanțele astea pleacă. Avem altele. Cred că am deschis o ușă nouă. Asta e că drumul principal ăsta e. Are you serious right now? Okay. Avem probleme grave, gen. Mai avem un glonț doar. Ah, eu trebuie să pun ăla. Ok, trebuie să-i dau un fel de juke ăstuia. Că am făcut o prostie și am tras de prea multe ori și am ratat. Vin jos aici. De-aia mi-e contra cronometru jocul ăsta. Și acolo așteptăm și îl campăm. Cred că un hit mai are. Da, am zis bine. Am salvat jocul. Acum, glonțe nu mai avem, trebuie să scoatem glonțul ăla prost. Gata. Bun. Perfect. Hai să vedem, că deja îmi scădea viața, mi-a ajunsese la creier. Deci mergem ușor, nu știu. Bă, dar vreau să stau mai drept. Că nu cap un facecam. Îl așteptăm și îl împușcăm. Nu mai aud altul. Ba da, mai e unul. Perfect. Bă, e interesant, dar trebuie să mă obișnuiesc, știi ce zic? Și asta pare genul de joc greu de jucat după ce, dacă e o pauză de la el. Ok.
Și trebuie non-stop să arunci gloanțele. Bine, poate, poate găsim și alte arme. Ca să nu încărcăm neapărat câte un glonț. Sau așa e tot jocul. Ar fi unlucky să fie așa tot jocul. Mamă, că e... Chiar sunt curios cum e jocul ăsta speedrun, gen. Oh my god. Da, rămâneți încuiați acolo mai bine. Security, așa, protocol 1. Completează decontaminarea. După ce ai ieșit, schimbă ce... Sa, schimbă-te de haine. Du-te la muncă. Cred că aici era decontaminarea. Sunt mulți monștri, mă, paraziți. Hai să vedem. Am arma încărcată full, că nu mai țin minte. Da. Ok. Bă, ești nebun. Aha. Ia stai să vedem. Perfect. Not enough space. Bun. Deci deja avem prea multe gloanțe. Aruncăm ăla, punem așa. Jocul cred că a anticipat. Mamă. Trebuie să așteptăm, n-avem ce să facem. Trebuie să așteptăm, e miguelos jocul, cum vi se pare? Ok, am salvat, suntem ok acum. Ok. Bă, da, îmi scade din viață, vezi? Mă atacă ăia și îmi crește parazitul ăsta. Nu prea e bine. Hai să... Actually, hai să ne... Ah, uite-mă aici. Nu văzusem. Și hai să luăm gloanțele din spate. Știi ce zic? Așa. On God, bro. Ah, ok. Poți să salvezi iar? Nu mă mai lasă să salveze șobolan jocul. Memo to security, deci pauze de fumat. Nu faceți asta la recepție. Nu în tunelul de decontamination. Ok. Am deschis ceva și iar mă atacă moluștele alea, cred. A, uite mă, e un timer, nu știu cum e. Băi, așa, zai să dacă aveam două mâini, că una mă trăgeam și cu cealaltă trăgeam, adică trăgeam cu arma, dar mă, e greuț așa. Și mă, iar mor. E că mă atacă... Ce-am deblocat, e întrebarea. Am deblocat ceva și nu știu ce. Ce s-a deblocat, mă? Pe unde am venit? Pe aici. Aha. Să fi deblocat toți monștrii aia. Trebuie cumva să-i omor cu grenadă, cu ce? Bă, frate, glumești? Oh my god, cred că vrea să-i omor pe toți. Deci nu te cred că vrea să-i omor pe toți. Sau nu erau așa mulți? What? Dacă e prea aproape, nu mai poți să-l nimerești. Los. Ah. Dar n-aveam gloanțe puse. De adineauri. Două hituri. Ăștia au luat câte două hituri only. Stai să ne ducem înapoi, să salvăm. Da, salvează. Hai să vedem ce e pe tunelul ăsta. Oare, cred că misiunea noastră e să rezolvăm virusul ăsta. Am auzit ceva.
Okay. Ce să-mi dau seama unde e? Am ratat un glonț. Ne mai trebuie glonțe oficial. Mai era aici unul. Ok. Stai să caut. Chiar nu e, nu e niciun glonț, bă. Că ne dă mai multe aici. Mamă, jucăm și pe normal, nu jucăm pe hard. Nu mai avem niciun glonț. Efectiv, la fix. Ok. La 3 gloanțe. Îi dăm ăstuia bait aici. Vezi? Asta e problema. Dau scroll în jos ca să bag arma la loc și nu-mi bagă. Mai îmi trebuie un glonț, cred. Am, mă, frate, 4 gloanțe și n-am murit. Holy! Ce ziceți? E nebunie sau nu? Bun, stai să curățăm pistolul ăsta. Ne-am cam chinuit aici, din păcate. Și nu prea e bine. Ceva cu povestea jocului, de noi am dat skip. Mamă, e așa subțire degetul ăsta, nu nimeresc. Păi bă, frate, eu am un singur glonț, glumești? Îi dau juke aici și după aia fug, că n-am ce să fac altceva. Nu am ce să fac. Văd că mă lasă să salvez. Nu dau seama, degetul ăsta trebuie să fie fix pe gaură, cred. Cred că-mi vine ăsta de aici. Da, îmi vine... Nu mă lasă în pace. Văd că moștii ăștia nu aud zgomotul. Nu vin la zgomot, gen. Aici am doar 3 gloanțe și nu o să meargă. Are you kidding me? Mamă, non-stop m-a mușcat ăla. Da, trebuie să te super mega grăbești. Ok, îi dăm ăstuia bait, îl închidem aici. A fost mai grea partea aia, a fost ca un boss fight, am fix 4 gloanțe, nu trebuie să ratez, dar înainte să risc, mă duc și salvez. Ok, bun, superb, ok.
Hai să vedem. A fost greuț. Adică eu nu mai am gloanțe, aia e problema. N-am decât să fug efectiv. Da. De ce mi-a deschis chestia aia? Din what is going on, bro? Mamă, câte gloanțe sunt, bă! Dubla 2. Luăm gloanțele. Nu e nimeni în spate. Și cum ies de aici, întrebarea? Cred că trebuia să-i omor pe ăștia ca să ies pe unde au venit ei? Sau care a fost șmecheria? Nu dau seama exact. Ah, o siringă. Aud ceva aici. Ok. Mă ține în priză jocul ăsta. Aha, ne mai trebuie gloanțe, dar putem să mai mărăm un monstru. Cred că am ratat ceva. Ah, shoot. What? Ce, mă? I-a mâncat creierul. La propriu. Ok, 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 ne mai trebuie gloanțe, nu sunt îndeajuns astea. Mai era o cutie jos acolo. Trebuie să-i dăm juca ăstuia, fii atent. Ne punem pe partea de jos. Și ne tragem repede sus de tort. La limită. La limita limitei. Stai să mai luăm așa. Enervant că dacă deschizi inventarul și n-ai ridicat arma, tot nu te lasă, știi? Bă, frate. Zici că e o pasăre. Trebuia să salvez după ce au muniția, dar mă rog. Ok. Ne mai trebuie siringi de alea. Am deschis o ușă undeva, dar nu știu exact unde. Oh, shotgunescu! Bine, mă! Ia, mă, ia să vedem shotgunescu. Snap. Și avem și de asta. Ok, păi dăm bă un rucsac ceva. Nu mă las nici să salvez. Shotgun provided for intruder safety. Ia. Mamă, și acum ai și două arme, o să fie greucianis. Unde mi-a deschis ușa, e întrebarea. Oh, snap.
Așa. Mereu mă păcălește jocul ăsta. Stai. E inventarul prea mic, bă, n-are sens. Eu vă zic că n-are sens. Trebuia să salvez, cred. Uite, nici nu pot să... iau shotgun-ul. Stai. Doamne. Ok. Muniție mult avem acum. Am prins. Bă, jocul ăsta a devenit mega complicat. Sincer vă zic. Mega complicat a devenit jocul ăsta. Adică nu nimerești armele. Ok. Mești. Unde e, mă? Bun. Mergem și alimentăm. Ok. Astea sunt bune. Așa. Injectăm aici. Mă doare mintea. Chiar mai în regulă. Ok, deci strategia e că tu când te prinzi cu mâna, tu atingi deja ăsta, vezi? Și eu dau click dreapta instant. Ce prostovan sunt. Deci cred că asta e strategia. Înțelegeți? Că trebuie să mă întorc. Ok. Mort. Damn, era capcana aia. No shot. Problema e că nu am... Bun. Abia acum i-am omorât pe ăștia. Problema e că mor eu. Trebuie să mă duc super repede înapoi. Cu viteza luminii. Aveam deja la mine, lol. Bun, ne-am refăcut. Mă duc și fac asta. Iau din nou de aici. Ok. Asta așa o dată. Am doar 3 gloanțe, da? Mă duc, îi dau save. Și facem, bă, e... Știi care e faza? Nu e atât de greu jocul, dar trebuie să te joci ca să te încălzești, știi? Trebuie să fii foarte agil, să știi exact ce ai de făcut. A, pe era aici, bă, de-aia de viață, lol. Never mind. Ok. Adică jocul ăsta, dacă mai fac episodul 2, e jalete. Bun, bun, bun. Glanțe multe. Eu mă gândeam că e o ușiță de activă în ceva, dar cred că trecem de ușă cu totul. Cred că asta era chestia. A, ba nu. Sau? Stai să vedem ea. Avem doar unul de ăsta. Ok, laboratorul. Bun.
Bun, la stânga aici o să avem gloanțele. Da, n-avem loc de gloanțele astea normale, cred. Da, înțeleg. Facem noi așa, mai luăm unul. Și hai să vedem, că ne doare mintea. Nu există boss în jocul ăsta? Chiar sunt curios. Ia. Bă, nici nu poți să te ascunzi de ei. De șobolani. Nu era nimic aici, lol. A fost țeapă. Păi este geat albastră, dar aici trebuie să fie ceva. E muniție, dar la shotgun. N-aș vrea la shotgun. Mamă, suntem pe lună. Unde suntem, mă? Bun. Am luat muniție la shotgun. Suntem bine. Săgeți albastre. Ne pregătește jocul, văd. Ok. Bun. 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 Ok. Stai să vedem pistolina. Nu mai avem la shotgun nimic, aia e problema. Și mi-e lene să mă mai întorc. Uite, deci tu, nu trage în inamic. Deși arma e lângă inamic, trage pe lângă. Nu înțeleg care-i faza. În fine, nu știu exact cât am filmat. O să fiu sincer cu voi, dar cred că ajunge pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut episodul și mai vreți continuarea, apăsați butonul de like. Vedeți în descriere G2A, G Fuel, codul RAV12% reducere. Ne vedem! Boo!